Bine ați venit, dragii mei, din Zodia Fecioară, fie că aveți soarele, luna sau ascendentul în Fecioară, da? Etalarea este pentru voi. Se manifestă în 2-3 săptămâni, maxim o lună de acum înainte, adică este valabilă pe această perioadă. Și hai să vedem, eu aprind o lumânare, dragii mei, pentru sănătatea voastră, pentru împlinirea a ceea ce vă propuneți. Să găsiți soluții, da, să vă împăcați, să obțineți ceea ce vă propuneți în demersurile dumneavoastră. Eu am acest pachet de tarot cu care voi încerca să primesc răspunsuri la câteva întrebări. Prima dintre întrebări se referă la cine se gândește la voi. Fiind de etalare generală, s-ar putea să nu rezonați fiecare, da? Taur, Fecioară sau Capricorn este această persoană care se gândește la voi, cu care, da, persoana asta își dorește cu voi o familie fericită sau o relație fericită și lipsită de griji sau o colaborare de bun augur. Hai să vedem, dragi Fecioare, cine vă iubește în secret. Pot fi și persoane din, da, pe care le știți și persoane pe care nu le știți. De obicei, partenerii, partenerele deja își exprimă sentimentele, dar noi aici vorbim chiar de persoane care vă iubesc în secret. Ia să vedem. Ce spun cărțile? Păi este cineva din berbecleu săgetător, o persoană pasională căreia îi place ceea ce face. Da, este o persoană care are firma proprie, vă iubește această persoană în secret, cred că simte multă pasiune față de voi, poate chiar este mai geloasă sau mai gelos, pare bărbat și are ochii căprui, dragii mei. Hai să vedem ce ar vrea să vă spună o anumită persoană și nu îndrăznește. Uite, voi, da, poate v-ați ciondănit cu cineva din berbecleu săgetător. Persoana asta ar vrea să vă spună că îi pare rău că a produs discuția dintre voi o anumită distanțare. Îi pare rău că a existat o discuție, o dorință de a domina și că probabil va încerca să găsească un ton mai potrivit. Este cineva care regretă. Din câte văd eu, din etalarea aceasta, o persoană cu ochii verzi regretă că ați avut, dar ori voi, ori cealaltă persoană este brunetă, cu părul lung, iar, da, sau voi, ori cealaltă persoană pare să fie cu ochii albaștri și mai blonduță, cu părul strâns. Am început etalarea celtică, sunt foarte cooperante cărțile. Și avem un 5 de spade care ce spune? Că trebuie să vă așezați la masa negocierilor cu cineva, poate cu cineva din gen în balanță vărsător. Trebuie să ajungeți la un anumit echilibru, să lăsați de la voi ca fiecare să aibă ceva de câștigat, pentru că, iată, e vorba aici ca și clarificare de o stare de bine, de o bună stare, de o recompensă în urma muncii voastre. Deci voi efectiv veți dori să obțineți poate un salariu mai mare, poate o recompensă mai mare, sau în relația voastră, ca fiecare să construiască, da, fiecare să pună câte o cărămidă la consolidarea relației pe care o aveți. Asta ar fi clarificarea. Hai să vedem ce știți, ce nu știți. Trecutul și viitorul, da, sunt cele patru mesaje, cărți pe care le așteptăm. Așa îmi place ca la aceste etalări să nu extrag eu cărțile, dragii mei, ci să le lăsăm să se manifeste, fie că se întorc, fie că vor urma să cadă din pachet. Rămâne să vedem. Sper să aveți și voi răbdare, da? Și să vedem cu ce mesaje vin cărțile pentru Zodia Fecioară. Ia să vedem, dragii mei, ce spun cărțile acestea.
Nu cred eu că le știți pe toate. Hai să vedem. Ce știți? Ce nu știți? Ce a fost în trecutul recent? Și ce aduce viitorul? Cum se așează cărțile să vă și ofere mesajele, da? Când sunt ele hotărâte și pregătite, s-au dus să caute vești din... Ia să vedem. Păi, dragii mei, wow, destul de mare odisea aceasta a voastră. Ceea ce știți este că fie că vă place un job, vă place o poziție de autoritate, vă place o persoană care are această autoritate și putere, poate fi din gem în balanță vărsător, ori este poziția voastră socială foarte bine aspectată. Ceea ce nu știți legat de ceea ce v-am povestit până acum este că are loc o armonizare, că vine spre voi poate o dragoste, o invitație, poate să fie cineva din rac Scorpion-Pești, preponderent din Pești, care să vă ajute într-un anumit demers pentru a obține un anumit job, o anumită poziție socială. Hai să vedem trecutul recent, dragii mei. Păi, doiul de cupe, fie că deja ați cunoscut o persoană din rac Scorpion-Pești, fie că voi, da, ați cunoscut-o sau urmează să o cunoașteți, dar pentru că e cartea trecutului, poate mereu ați căutat această persoană, fie mereu ați căutat-o, fie că ați găsit-o. Viitorul e destul de îndelungat ca și poveste și cărțile spun în felul următor. Se pare că voi veți ieși dintr-o stare de tristețe, vă veți aduna puterile, poate au fost vreo 3 rateuri, 3 eșecuri, dar mai sunt 2 oportunități care vin în viitor, între voi și rac Scorpion-Pești. De asemenea, ce știți, dragii mei, că urmează să se întâmple sau ce nu știți, ce ține de viitor, este o consecvență a voastră de a face niște eforturi în urma cărora să primiți ceea ce meritați. Se pare că nu vă gândiți la un... profit imediat. Voi vă dați seama că este un demers care va fi destul de îndelungat. Următoarea carte vorbește despre niște necazuri care trec. Vă va ajuta cineva, vă va anunța cineva din geme balanță vărsător că se încheie o anumită etapă dificilă din viața voastră, da, un anumit proiect. Apoi văd o regină de bâte care poate să fie o prietenă foarte bună sau o iubită voastră, dacă sunteți domni, ori poate să fie doamna din Zodia Fecioară, extrem de atractivă, de carismatică. Vă veți simți foarte bine, veți avea încredere în dumneavoastră, lucrurile vor merge foarte bine. Și iată o sărbătorire, o vacanță, o casă care vă preocupă. Aici este foarte frumoasă această energie pe care eu o văd. Poate fi o petrecere la care mergeți și iată și un început de bun augur, o relație foarte frumoasă. Da, cățelușii mei mai scot sunete, dragii mei, sper să nu vă deranjeze. Asul ăsta de monede mi-arată și că veți cumpăra un obiect de valoare, casă, mașină sau veți primi un dar din partea cuiva. Este aici o prosperitate care vine spre voi, o stabilitate, dragii mei. Și sper din tot sufletul să rezoneze un număr cât mai mare dintre fecioarele care au urmărit această etalare. Eu vă îmbrățișez cu mare drag și vă doresc toate cele bune. Să aveți grijă de voi, dragii mei. La revedere!